Este interviu realizat în închisoare, dacă nu mă înșel, este în închisoarea Jilava. Ce să mai, haide să-l urmărim, singurul interviu al lui Nicu Ceaușescu. Se celebra la causa de apelare. Zilele acestea se judecă apelul declarat împotriva sentinței care îl condamna pe Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului, la 20 de ani de închisoare. Nicu, cel mai mic dintre cei trei fii ai Elenei și Nicolae, ceilalți sunt Valentin și Zoia, este închis de 3 săptămâni în închisoarea Jilava, situată la 4 km de București. La începutul octombrie se decretase libertatea provizorie pentru 3 luni din motive medicale, dar la câteva zile după difuzarea acestei vești, s-a întors la spitalul închisorii. Aceste imagini, filmate fără permisiunea autorităților penitenciare, se referă la momentul în care echipa noastră, însoțită de un oficial al centrului, trece de ușile închisorii, moment în care se vor întâlni cu omul care fusese desemnat moștenitorul uneia dintre cele mai feroce dictaturi din ultimii 25 de ani. Da. El encuentro tiene lugar en el cuarto. Întâlnirea are loc în camera unui oficial al închisorii. Nu este permisă intrarea jurnaliștilor nici în celulă, nici în spitalul penitenciar. Media hora después de nuestra llegada. La o jumătate de oră după sosirea noastră, ajunge Nicu Ceaușescu, însoțit de avocata sa și escortat de comandantul care ne-a primit la intrarea în închisoarea Jilava. Nuestro encuentro es frío. Întâlnirea noastră este rece. Nicu pare plictisit, absent. Gesturile sale par sigure. Este evident că le controlează. Își face jocul. Incluso nos apremia con el tiempo. Vreau să vă spun în primul rând un lucru. Quiero decir una cosa. Așa, că nu prea am timp. No dispongo de mucho tiempo. Necesito hacer mi cura de tratamiento. El entrevistado exige las preguntas previamente. Se niega a hacer la entrevista en inglés o francés. Solo en rumano. Și numai limba română. ¿Cómo es su vida cotidiana en la prisión? Cum este viața noastră cotidiană în închisoare? Como la vida de todos los detenidos. Ca viața oricărui deținut. No tengo ningún privilegio. Nu am niciun fel de privilegiu, dacă asta vă interesează. În închisoare, da? Bun. Păi, yo le propongo una cosa. Eu vă propun ceva. Să schimbăm ziua. Y le voy a explicar por qué. În închisoare există... En la cárcel hay un reglamento. Există un regulament în închisoare. El señor comandante aquí presente puede decirlo. Te levantas por la mañana y no hay un comedor para desayunar, ni para almorzar. Porque esto no es un hotel, es una cárcel. Después, 15 minutos de paseo. După 15 minute de plimbare. Cum îi spune, plimbare? Bine, bun. Y bueno, todo lo demás. Te lavas, te sientas hasta la tarde. După aia stai până alrededor de las 6 es la cena. În jur y a eso de las 10 el toque de queda. Esa es toda la actividad. ¿Se siente la soledad aquí dentro? ¿Se siente singularidad aquí en un? Claro que sí. En general, la privación de libertad. En general, privar de libertad es muy duro. Soledad es lo peor de la cárcel. Singularidad es el más grosso lucro de la encisión. ¿Qué piensa usted cuando? ¿Qué gândiți atunci când sunteți singur? Ah. A foarte multe lucruri. Mi-ar ia falta mucho tiempo. Sunt multe lucruri. Așa, para contar lo que pienso. Foarte mult cuando timp. Estoy solo. Ca să putem discuta despre. Pero lo más sencillo es hacer lo siguiente. Cel mai simplu este să facem următorul lucru. Dar cel mai simplu. Quédese solo en algún sitio durante una semana. Stați undeva singur într-un loc o săptămână și veți vedea cum veți reacționa. Tiene amigos aquí? Aveți prieteni aici? Estoy recluido aquí hace poco tiempo. Sunt închis aici de foarte puțin timp. Nu tengo amigos. Nu am prieteni. Da. Bun.
Plus de asta, eu am o teorie a mea despre prieteni. Además, tengo una teoría sobre la amistad. Așa că n-am prieteni aici. Así que no los tengo. Usted fue una persona... Ați fost o persoană... afortunada. Norocoasă, aș spune eu. ¿Qué se siente ahora cuando se está al otro lado de la ¿Ce simțiți acum când sunteți de cealaltă parte a norocului? ¿Ha tenido usted alguna vez miedo aquí dentro de la prisión? ¿Va fost vreodată frică aici, în închisoare, că vi s-ar putea întâmpla ceva? Bun, deci nu mi-a fost, nu mi-e frică nici no, în închisoare. Nunca, nu, nunca. Nu, niciodată. Nu mi-a fost frică. Ni la prisión, ni durante los seis días que estuve en libertad. Nici în închisoare, nici în zilele în care eram în libertate. Provizorie. Usted en su juicio afirmaba que tenía la conciencia tranquila. În proces declarați că aveați conștiința liniștită. Mi conștiința este tranquila, pero el juicio fue legal y justo hasta cierto punto. Procesul a fost legal și just până într-un anumit punct. Poate să existe un singur punct. Creo que no existe un solo punto en lo que se refiere al modo en que se ha llevado a cabo este proceso que pueda ser considerat care să poată fi considerat o deviere de la principiile fundamentale ale apărării în ceea ce privește posibilitatea acuzatului de a se afirma în opiniile sale și de a-și cere drepturile pentru a-și apăra cauza. Il ne croyait pas qu'il pourra être jugé correctement parce qu'il connaissait la justice d'autrefois. Nu credea că va putea fi judecat corect. Pero cuando vi que nos permitían interrogar a los testigos, dar când am văzut că ne permiteau să interogăm martorii, am început să cred că pot să-l apăr și să-i dovedesc nevinovăția. Que la le droit de se défendre vraiment et que c'est possible de faire la preuve de sa non culpabilité. El ha colaborado mucho durante el juicio. A colaborat mult în timpul procesului și când i-am propus suspendarea procesului din cauza bolii, a refuzat, spunând că nu vrea să moară vinovat. La suspensión de proceso. Él m'a dit: "No, madame, je ne veux pas mourir coupable parce que je ne le juge pas." Si muero en unos meses, decía. Dacă mor în câteva luni, spunea, toată lumea va credea că sunt vinovat. De Nicu Ceaușescu, el principito, como le llamaban los romanos. De Nicu Ceaușescu, prințișorul, s-au scris pagini întregi, făcând din acest personaj cel mai urât om din clanul familiar. Născut acum 40 de ani în zodia Fecioară, a fost judecat în fața unui tribunal militar și condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind acuzat de genocid și de ținere ilicită de arme. Conform sentinței, el a ordonat ca poliția să deschidă focul asupra manifestanților pe 20 decembrie 1989. Procesul s-a deschis în Sibiu, Transilvania, unde condamnatul era șeful Partidului Comunist. Nicu, fiul preferat al Elenei, era menit să fie prințul moșteritor al unei dinastii, în mâinile căreia se afla toată puterea statului. Unde să fie? Sunt prea puterea, creați ceva de asta. Deci v-ați gândit că la asta se... Dice că usted era el hijo favorito de su madre. Se spune că erați fiul preferat al mamei dumneavoastră. Sunt multe legende de în privința mea. Și se urdă muchas leyendas. S-au urzit multe legende. Juicio de sus padres se desarrolló. Credeți că procesul părinților dumneavoastră s-a desfășurat în mod legal, just? No tengo ningún dato sobre el procesamiento de mis padres. Nu am niciun fel de date despre procesul părinților. Le responderé a esa pregunta. Când voi avea, voi răspunde la aceste întrebări. Se spune că execuția a fost o parodie. Fiecare cu părerea lui. Cada uno con su opinión. Vedré la mía cuando tenga todos los datos necesarios. Voi avea părerea mea când voi avea toate datele necesare. Nadie sabe dónde están enterrados sus cuerpos. Nimeni nu știe unde sunt îngropate cadavrele. Vă deranjează? Sí. Claro que me preocupa. Sigur că mă interesează. Pero estando en la cárcel no puedo hacer nada. Dar fiind în închisoare nu pot face nimic.
El juicio y posterior fusilamiento del procesul și judecarea ulterioară a soților Ceaușescu continuă să fie învăluită în mister. Totul pare să indice că procesul și execuția s-au produs în fața temerii că forțele dictatorului și membrii securității vor putea să îi elibereze și astfel să învingă echilibrul situației în favoarea lor. Dacă autoritățile s-ar fi arătat partizane unui proces public și just, ar fi fost armata cea care în final ar fi decis ca soții Ceaușescu să aibă parte de un proces expeditiv care să evite un rău mult mai mare. Desde aquel 25 de diciembre en que Nicolae Din acel 25 decembrie în care Nicolae și Elena au fost executați, misterul continuă. Todavía se especula sobre el lugar donde están enterrados sus cuerpos. Încă se speculează cu privire la locul în care sunt îngropate cadavrele lor. Según todos los indicios, el conducător Conform tuturor indiciilor, aceștia sunt îngropați într-un cimitir mic din Ghecea, la periferia Bucureștiului. Hasta hace poco, sobre estas tumbas anónimas, Până de curând, pe aceste morminte figurau nume necunoscute. Mâini necunoscute smulgeau crucile. El destino ha hecho posible que Nicolae y Elena, dueños del poder absoluto, destinul a făcut ca Nicolae și Elena fueran relegados al olvido, să fie dați uitorii. Ellos se habían automenajeado con cretinismo faraónico, pero el pueblo rumano les ha negado incluso el derecho a tener dos simples cruces de madera. Poporul român le-a refuzat până și dreptul de a avea două cruci normale. Afirmaba que su padre se había equivocado. Un proces afirmați că tatăl nostru a greșit. Nu am spus că tatăl meu a greșit. Unde ați citit? Yo sé lo que he declarado durante el proceso. Știu ce am declarat în timpul procesului. ¿Conocía usted la situación de su país? Cunoștea situația țării? Foamea, sărăcia, mizeria, lipsa serviciului. Am ajutat doar pe oameni din Sibiu, unde îmi desfășuram activitatea. Veți găsi răspunsul întrebându-i pe cei de la Sibiu. La pasada primavera hubo elecciones en Rumanía. ¿Fue usted a votar? Ați fost să votați? Bineînțeles. Cum vă simțiți când votați într-o țară în care nu s-a votat niciodată? Face o mică greșeală. Faceți o greșeală. Și până acum. También aquí se votaba. Este foarte interesant să avem oportunitatea de a vota. Care este diferența în comportamentul dumneavoastră? Că dumneavoastră ați profesat. Nu, eu m-am ocupat de politică, ei nu. Por ocuparme de la política he sido juzgado, condenado y cumplo una condena. Din cauza că m-am ocupat de politică am fost condamnat. Care este opinia noastră despre procesul democratic din România? De lo que ocurre. ¿Sabe usted cuál es el régimen de un detenido? Știți care este regimul unui deținut? Deci datele pe care eu le am. ¿Cómo voy a tener datos? No me permiten tener una imagen de lo que ocurre en el exterior de la cárcel. Nu pot să am o imagine despre ceea ce se întâmplă în afara închisorii. Por eso es muy difícil para mí expresar lo que ocurre ahora. Este foarte greu pentru mine să exprim ceea ce se întâmplă acum în România. V-ar plăcea să participați în procesul democratic din România? Dacă oamenii au nevoie de mine, da, dacă nu, nu. Există ceva ce regretați în viața asta? Ceva de care sunteți mândru? Foarte greu de spus. Hasta el momento no he hecho un balance de mis actuaciones.
Nu am făcut un bilanț al acțiunilor mele. Mi vida hay tantas cosas buenas como malas. De momento no me he propuesto sumar las cosas y ver si lo bueno es superior a lo malo o al contrario. Se dice que muchos rumanos. Se spune că mulți români vă urăsc. Ce simțiți dumneavoastră? Los rumanos. No siento nada, allá ellos. No siento nada. Los sentimientos de los hombres son cosas que solo a ellos les pertenecen. Sentimentele oamenilor numai lor le aparțin. Vă rugați vreodată lui Dumnezeu? Tengo una teoría especial sobre esto. Am o teorie specială în privința asta. Se puede rezar a Dios o a cualquier cosa. El problema es tener esperanza. Problema este că trebuie să ai esperanță. Si esa esperanza se llama Dios o no, eso es otra cuestión. Dacă această speranță se numește Dumnezeu sau nu, asta e altceva. Ați fost acuzat de scandaluri sexuale. No hay nada cierto en eso. Nu e nimic adevărat. Y para no continuar con las preguntas, mi vida personal no la cuento. Nu vreau să vorbesc de viața mea personală. Ați avut o relație cu Nadia Comăneci. Ce vă amintiți în mod special? Una deportista muy buena. Chiar foarte bună. Muy galardonada con medallas. Pero lo que es cierto es que usted tenía mucho éxito con. Dar este adevărat că aveți multe întâlniri cu diferite femei. Ce este ceea ce vă amintiți? He dicho que no hablo de esos asuntos. Si estuviera libre, ¿qué sería lo primero que haría? Dacă aș fi liber, ce aș face primul lucru? No lo he pensado. M-am gândit. No m-am gândit. Pero si fuera libre, lo primero que haría sería empezar a pensar en lo que debería hacer. Primul lucru ar fi să încep să mă gândesc ce trebuie să fac. Libre es algo muy bonito. Deși doamna avocat se zbate. Aunque la señora abogada hace esfuerzos desde algunos meses para conseguirlo. El problema es el siguiente. Y es muy sencillo. El proceso mío es un proceso político. Procesul meu este unul politic. Y debo estar en la cárcel. Trebuie să fie un închisoare. No he visto en el proceso. Nu am văzut în procesul Nicu Ceaușescu. Un proceso político. Un proces politic. Un proceso en el cual he juzgado. Ci un proces în care a fost judecat un om. Trebuia să urmăresc un singur lucru: vinovăția sau nevinovăția sa. Indiferent de numele acuzatului și de atmosfera.